Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Bine v-am găsit, prieteni, la un nou episod din Hall of Fame-ul Superligii. Eu sunt Andrei Dumitru și alături de noi este, ca de fiecare dată, Basara Panduru. Te salutăm, Pandi, salut, mulțumim salut, pentru prezență. Salut. Astăzi, prieteni, discutăm cu o altă legendă a clubului Dinamo, domnule Costel Orac. Bine ați venit în Hall of Fame-ul Superligii. Te salut și eu și mulțumesc de invitație. Primii pași în fotbal la Galați. Sincer, când ați început fotbalul, vă gândeați că o să atingeți asemenea performanțe? Că totuși aveți multe trofee interne, aveți goluri importante în Champions League, o să vorbim despre toate acestea. Știi cum e, când ești copil și îți place un sport, nu gândești așa departe. Dar sigur că cu trecerea anilor, îți dorești din ce în ce mai mult. Îți dai seama că ai posibilități, ai mijloace și atunci e clar că îți doresc să ajungi cât mai sus posibil. Sigur că nu toată lumea reușește, că așa e în sportul de performanță. Sunt care cedează pe parcurs, pierd lupta, se întâmplă să aibă accidentări și sigur că dispar din circuit. Ceea ce știu sigur că mi-am dorit să fac doar asta și că jucam de dimineață până seară și în curte, la bloc unde stăteam, și la școală, și pe Maidan, și campionatul între școli, vorbesc de clasa 4-a, 5-a, până la liceu, la fel. Deci, pe vremea aia mai existau și maidane, jucam și cu cei mult mai mari decât mine ca și vârstă și uite că mi-a prins bine lucrul acesta. Ați debutat în Liga 1 chiar la echipa locală, FCM Galați, și apoi a urmat transferul la 5 ani distanță la Dinamo, unde ați și petrecut cea mai lungă perioadă din carieră și așa, totodată cea mai bună. Da. Ați avut și cele mai bune cifre, dar ați jucat celebra semifinală de Cupa Campionilor Europeni cu Liverpool, 41 de goluri în 217 meciuri jucate la Dinamo din 81 până 89. Da. Cifre foarte bune. Meciurile cu Liverpool sunt cele mai importante din cariera dumneavoastră? Sigur, dacă privim prin prisma faptului că era o semifinală de Cupa Campionilor cum se numea la vremea respectivă, e clar că a fost cel mai important. Da, dacă ne gândim că n-am reușit să mergem mai departe, sigur că zici, am ajuns până acolo, dar n-am reușit să facem pasul decisiv. Dar oricum, pentru fotbalul nostru de la vremea respectivă, am fost prima echipă care am reușit să ajungem în semifinalele Cupei Campionilor, cum se numea atunci. Un an înainte ajunsese Craiova în semifinalele Cupei UEFA, cum se numea la vremea respectivă, sigur, și după aceea a urmat perioada Steaua, care practic a definit toată această perioadă, aceste generații care am prins perioada respectivă. Pandi, la tine, care e cel mai important meci din carieră? Ai vreunul? Nu știu, nu cred. Niciun meci? Poate Suedia ăla cu Naționala, când am intrat atunci în minutul 80, s-a făcut 1-1, ne-am dus în prelungiri. Probabil că ăla. Deci, la fel ca la domnul Orac, cel mai important, dar și în același timp și trist. Păi bine, noi cam puține vesele, da? Dacă stăm să le analizăm, doar dacă ai fost în 86, atunci ai câștigat. În rest, cu Milanul s-a pierdut, da, semifinala asta s-a pierdut pentru că n-ai jucat finala, adică au fost niște lucruri. Dar ei pierd 1-0 la Liverpool, o echipă excepțională. Uriașă. Vin acasă, sunt conduși 1-0 în minutul 4, cred că Ian Raș ceva de, da, de genul ăsta, prin uite, stânga pe acolo. Poză. Da. Dă o scăriță peste Moraru și se duce, da, mingea în colțul lung. După care Costel Orac egalează în minutul 40 pe acolo, din lovitură liberă. 40, dar știi, da, ce mi se pare cel mai interesant? Că până atunci mai ai două lovituri libere. Două, da. Una prin minutul 4, dar nu cred că așa aproape. Asta cred că la gol a fost cea mai aproape. A fost cam una două, cam două, pe acolo, da? Cam așa, după care una mai departe.
Exact. La fiecare erai acolo, era și Augustin acolo, dar de fiecare dată ai bătut. Da. Și am zis, băi, una hai, ok, a doua hai, ok, n-a mers. Bă, dar și a treia te-au lăsat, pentru că probabil că era stângaciu din partea dreaptă. Exact. Și, a, era, exact. Da. În general, cam eu executam din zona din dreapta acolo și la fel, cornele, toate cornele, indiferent și pe dreapta și pe stânga, eu le... Dar venea și Augustin și nu știam, da, bă, dacă da, o ia, da, nu o ia, acolo, da, mă tot uitam să văd dacă nu. Băi, una, două, treia, trei bătute și a treia golul de 1-1. Da. Cum a fost pe gol? Ați simțit că puteți să mai dați una? Sincer, am simțit. Am simțit, chiar dacă, să zic că, pe așa cum era la vremea respectivă, totuși stai și te gândești că trebuia să le mai dăm încă cel puțin două goluri ca să ajungem în Pretor Giești, că atunci era contat foarte mult golul, da, de deplasare. În schimb, ce mi-amintesc și pot să spun la modul sigur, e faptul că la pauză cam toți eram destul de încrezători că avem forța să revenim și să forțăm să ajungem în prelungire. Da? S-a dovedit că au fost până la urmă mai puternici decât noi. A apărut și a doua greșeală, acolo a greșit Sandu Nicolae, din păcate, și deja era greu să mai... Considerați că ați deschis drumul Stelei către câștigarea Cupei Campionilor Europeni? Bă, așa putem spune de Craiova, că ne-a deschis nou drumul. Da, da, a fost Cupa UEFA, da. E adevărat, e adevărat. Sunt convins că și ei, și pe cei de la Steaua, mai ales că erau jucători de mare valoare la vremea respectivă, stăteau și se gândeau, nu se poate, dacă au putut cei de la Dinamo, de ce nu putem și noi? Deci un stimulant, sunt convins că a existat. Și tu chiar vorbeam puțin mai devreme cu tine, tu ești tânăr, tu n-ai apucat să vezi meciurile, da, de cuplaj și asta. Să când, vă văd jucând pe viu, dar cu ajutorul internetului, acum am văzut și eu, și golurile, și rezumatele. Și cei de la Steaua și de la noi erau câte 6-7 jucători la echipa națională și dacă cine... nu cunoaște la meciurile care jucam cu Steaua, indiferent că jucam în Ghencea, dar atunci se juca mai mult pe 23 august, cum se numea la mea, pentru că erau cu plaje. Pe teren ieșeau scântei. Se uita prietenia cu asta de la echipele naționale, ieșeau scântei în sensul că se juca care e mai bun să câștige și să lupta efectiv. Erau lupte crâncene în teren. Sigur, mai erau momente când, na, așa e la fotbal, să mai sărea calul, mai intrau, mai existau intervenții de astea mai dure, dar se termina în jocul, s-a fix, fix revenea asta, prietenia sunt, și... Sunt curios, vedem și fotografia acum cu lotul. Imediat după ratarea calificării atunci, cine a luat cuvântul în vestiar? Vă mai aduceți aminte așa ce s-a discutat la cal? Vreau să spun eu, pe vremea aia nu exista așa ceva, după asta nici înainte. Când pierdeai să nu te calificai, se termina totul. Nu e. Nu mai ardea nimănui, că mă uit și la meciurile din ziua de asta, n-aș vrea să deranjez pe nimeni, dar când, pe vremea aia, mea cel puțin, când pierdeai un joc, efectiv, aveai momente când nici nu venea să mai ieși din casă, erai supărat o zi, două, până te reîntorceai la antrenament și după aia începeai să pregătești săptămâna următoare de campionat, nu prea îți mai ardea. Nici nu existau atât de multe mediatizat în presă, în televiziunea care era, era unică la vremea respectivă. Deci nu prea erau obiceiuri de genul ăsta. Da, mă interesa cum a fost percepută, de exemplu, o asemenea performanță. Adică mă gândeam dacă vor fi fost reproșuri, dacă au fost sentimente de mulțumire, de împăcare. Au fost regrete că am sperat că putem întoarce rezultatul, că era totuși doar 1-0 și că putem întoarce rezultatul. Dar ce să spun, că o zi înainte, când am văzut cum a început să plouă vremea, eram în cantonament la Săftica, deja, fără să ne dăm seama, discutam unii cu alții și ne plângeam de aia. Aoleu, ăștia pe terenul moale sunt puternici. Noi eram tehnici, eram rapizi și știam că pentru ei e benefică ploaia. Pe noi nu prea ne ajuta. Dar acolo putea să faceți mai mult decât 1-0 ăla sau putea să fie 2-0 sau 1-1? Care era rezultatul care era mai corect așa la cum s-a jucat atunci? La cum s-a jucat, eu zic că 1-1 era rezultatul. Pentru că a, deci nu merita să pierdeți. Nu merita să pierdeți. Ok, atunci meritam să pierdeți. Probabil că dacă era 1-1 acolo, altceva era aici. Da, da. Aici 1-0, 1-0 Liverpool, după aia să dai 3-1, nu cred că e ușor să le dai 3 goluri fără să primești gol. Tu știi și vedem și în ziua de astăzi cu echipele englezești, cum la fel și cu
fusesem în 83 cu Hamburg, nu poți să spui că dacă ai făcut un meci nul la ei acasă sau i-ai bătut rău aici, ești gata, stai liniștit că te califici. Nu, niciodată la fel. Erau, la vremea respectivă, cluburile englezești erau foarte puternice, cum sunt de fapt și acum. Da, 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 bineînțeles. Așa că nu puteai să... Noi eram practic necunoscuți în Europa, pentru că fusesem cu un an... Da, cam atunci, în anii 80, a început România să scoată fusesem capul cu... în Europa. În 81-82 am jucat în Cupa UEFA, la nivel de club, da. La nivel de club, perioada aia din 81 și până în 89, părerea mea că a fost perioada cea mai, să zic așa, cea mai productivă pentru echipele de club. Epoca de aur? Exact. Îi putem spune și așa. Dar la nivel de cluburi. Nu în ultimul rând, nu întâmplător să ne-am calificat atunci în 84 la campionatul european, când s-au calificat doar 8 echipe, și au fost rezultatele care au fost și acolo în Franța. Deci la vremea respectivă cluburile de la noi erau puternice, ne ruptam de la egal la egal cu cei din... Dar de ce eram atât de buni? Pentru că diferența era mare între noi și ei într-un fel sau altul. Dar eram atât de bine pregătiți încât nu se mai vedea diferența aia pe teren. Pentru că eu cred că pregătirea care se făcea atunci era spartană, era din alt film, era foarte greu, dar dacă o treceai pe aia, erai foarte puternic. Pregătirea aia ne făcea în perioada aia să ne apropiem de ei ca valoare? Să nu se vadă diferența totuși între ei și noi? Și pregătirea. În schimb, noi, dacă e să facem o comparație cu echipele de la vremea aceea, echipele germane, noi eram mult mai tehnici ca ei. În schimb, ei ne domineau la capitolul fizic. Și de capitolul englezii, fizic. Nu? Și de englezi la fel. Și la fel, ne domineau. Noi eram jucători, știam jocul, pasam bine, dar n-aveam forța lor. Să-ți dau un exemplu, după ce am jucat de la Hamburg și ne-am calificat, stând la masă cu gazdele, că așa se obișnuia pe vremea respectivă, așa ne-au întrebat, dar voi ce primă ați avut pentru calificarea asta? Și noi acum zic, hai să nu le facem de rușine. Am zis și noi, 10.000 de mărci. S-au uitat la noi și au crezut că glumim. Și cam ce însemna asta în banii noștri de azi? Mulți însemna la vremea respectivă. Era, nu știu, vreo 6 lei ceva, o play marca. Da? De unde? Noi atunci, pentru că, spre exemplu, cu calificarea cu Hamburg, am luat 21.000 de lei impozabil, a rămas 14.000 de lei, care era sumă mare la vremea respectivă în România, deci 83. Și o aprobare de televizor acolo, că așa era la vremea respectivă. Și ei aveau 50.000 de mărci prima. Când le-am spus, de-aia ia bufnirul. Deci, dublu și încă ceva. Dacă le spuneai 14.000 de lei. Dacă le spuneam 14.000 de lei și televizor. Le mai făceam și schimbul, îți dai seama că... De exemplu, cu membrii de partid, atunci ați avut interacțiuni? Da. După acea semifinală, ce v-au zis? Cu membrii de partid, în general, noi fiind echipa Ministerului de Interne, aveam mai mult cu ministrul de interne, șeful securității și generalii care spundeau de club pe linie de fotbal. Și cam ei veneau. A fost o singură dată, înaintea meciului cu Minsk, cu Dinamo Minsk, când a venit primul ministru, care era vremea să Constantin Descălescu, a venit la cantonament, și ne-a transmis că dacă reușim să eliminăm, fiind echipă din URSS, cum era la vremea respectivă, era lupta politică care era între cele două țări și ne-a promis o primă specială și inclusiv că după calificare vom servi masa împreună cu prim-ministru și... Da. Ce onoare era. Da. Da. Voi vă interesa și... prima, ce prima avem. Dar prima, tovarășe... Nu, prima, pentru că pentru fotbalul nostru erau totuși... Era. Mai aveam avantajul că pe vremea aia, când plecam în străinătate, ne întorceam, mai cumpăram și noi un video, mai ceva și nu ne controla nimeni și mai făceam și alți bani, să zic așa, ca să... Dar una peste alta... N-am câștigat noi cât s-a câștigă pe vremea asta, dar eu spun că am avut o viață foarte, foarte frumoasă.
Vreau să discutăm puțin și despre momentul în care ați intrat pe Anfield, un stadion legendar. Ce ați simțit atunci? Cum se simte un meci pe Anfield? E presiune? Hai de mine. Era prima oară când am văzut spectatorii atât de aproape și știind, la vremea aia, huliganii englezi erau foarte duri, au fost multe incidente. Stăteam și ne întrebam, bă, ce se întâmplă dacă dăm gol și batem pe ăștia aici, nici nu sare ăștia, cine știe. Dar atmosfera, când am ieșit la încălzire, îți dau cuvântul meu, în primele 30 de secunde, un minut până am reușit să realizez și am zis, na, asta e, sunt aici, trebuie să-i dau drumul, n-am ce să fac, am intrat pe arenă, trebuie să joc. Simțeai o presiune imensă și efectiv nu mai întâlnisem. Și am mai jucat, l-am jucat noi pe 23 au stadionul plin, 110.000 de spectatori la un cuplaj. Dar acolo era pistă, era distanța, de atletism, era, da. Plus că eram la noi acasă, e altfel acolo, da, când, da, da. Și cum știam care e situația cu suportele engleze, dai seama că până ne-am acomodat. Nu mi-e, care e stadionul unde ai simțit cea mai ostilă atmosferă? Am jucat cu Benfica. Care m-a copleșit așa într-un fel la Real Madrid. Când am ieșit acolo am zis, bă, asta ce este? Ce stadion este? Avea impresia că tribunele sunt drepte așa, îți veneau ăia, cădeau pe tine. Acolo mi s-a părut cel mai mult. După care, când m-am dus acolo la Benfica, într-un meci amical cu Milan, de exemplu, au fost vreo 60.000 de oameni. Eu ne jucăm niciodată cu 60.000. Poate doar la Dinamo Steaua ăla pe care vorbeam, da, tot, nu, prin 90 și ceva, 2, 3, 4 pe acolo, când erau vreo 60.000. Dar mai mult după aia. Da, dar 60.000 atât, atunci nu se mai putea, da, da, da. 100.000, 110.000. Atunci erau și pe pistă, exact, erau și pe exact, toate. Băteai cornerul, dați-vă. Exact, vă rog frumos puțin mai încolo ca să văd. Păi asta zic, că tu băteai acolo cornerul, dă-te puțin, te rog frumos. Erau dinși pe burtă, pe pistă, și când băteam cornerul se dea la o parte, că erau până pe iarbă acolo la colț. Îți dai seama, așa ceva nu. Colțul de corner. N-am trăit și n-am văzut, pentru că așa ceva e acolo la un moment incredibil. Dat nu, meciul cu plajul n-a fost televizat și când probabil că și organele de ordine au intrat în sau au rămas pe, au intrat în gândul, domnule, dacă se întâmplă ceva, că era lume multă. Și au anunțat la stație că, vezi, doamne, să transmite la televizor, în speranța că n-a mai plecat. După acea performanță v-a căutat cineva de afară, vreun club important, ați avut contacte? Nu. Că totuși a fost un sezon senzațional, ați marcat și cu Hamburg și cu Liverpool. La vremea respectivă era foarte greu să pleci din țară. Noi eram ofițeri, cei de la Dinamo, cei de la Steaua și ei la fel. Era greu să pleci din țară la vremea, mai ales dacă aveai familie și asta. Nu e, pentru că atunci era și regulamentul de așa, regulamentul UEFA, dacă se întâmpla să făcea unul și pleca, cum s-a mai întâmplat, au rămas în străinătate, 2 ani de zile n-aveai drept de joc și atunci era ușor. Nu merita să riști și fără familie și fără asta, nu prea, decât dacă erai tânăr și erai mai aventurier și aveai un puțină nebuneală, cum spunem noi. Da, vorbeam mai devreme de golurile pe care le-ați marcat, 41 în 217 meciuri la Dinamo. Cred că cel mai bun sezon a fost fix acela, în anul 1984. Ați avut cele mai bune performanțe, inclusiv această calificare în semifinală. Totuși, cu cifrele astea, de ce n-ați prins lotul pentru Euro 84? Era dificil, era concurență mare atunci. Am fost în cantonament, am făcut pregătirea cu echipa națională și cu Mircea Lucescu selecționat. Da, și cu 2 zile înainte am fost anunțat că nu voi face deplasarea la mea. Chiar am avut acum vreo câțiva ani, nu mai mă duc bine aminte, cred că vreo 7-8 ani, am dat un interviu în Gazeta Sporturilor și am declarat că cel mai mare regret al meu este faptul că n-am reușit să ajung la acest campionat european și am și spus ca, așa să zic, o critică subtilă, pentru că ținând cont de faptul că din 81-84, atunci când am putut să am câștigat 3 campionate la rând,
cupele României, ne-am calificat în semifinala cu campionul, am spus că consider că meritam să fiu, să fiu acolo. Da? A fost decizia antrenorului, pe vremea aia nu sunt nici în ziua de azi că să... jucătorul... Ați primit vreodată vreo explicație de ce... E, nu. 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 Dar n-am primit, să... nici n-am... Că și eu am fost destul de orgolios, nici n-am... Cerut. Da. Spune-mi un lucru. Atunci se juca extrema într-o parte, stângă, dreapta, cele mai multe erau centrările. Mie da. Mi se pare că sunt multe goluri pentru poziția aia, adică erai pus să centrezi, goluri mai puțin. Crezi că dacă inventa cineva în momentul ăla să joci în stânga și după care, după vreo 30 de minute, să treci în dreapta, să intri pe stângul și să tragi la poartă, eu cred că ai fi dat mult mai multe goluri. E posibil. Pentru că de aici era foarte greu, nu? Era foarte greu. Tu ori trebuia să tragi cu șiretul la colțul lung, ori trebuia să o prinzi cu exteriorul la colțul lung. Cu exteriorul. Ceea ce exterior, nu, da. Era, nu era, nu era la îndemână oricui. Adică știu. Era mult mai greu. Pe când din partea asta când veneai, veneai cu interiorul, și dădeai cu un interior colțul lung, ți era mult mai ușor și marcai mult mai multe goluri. Ce se întâmplă? La vremea respectivă, aveam trei jucători, trei colegi, care erau extraordinar de bun la loviturile cu capul. Da, și atunci veneau centrele stânga-dreapta. Era Dudu Georgescu, era Augustin, era Dragnea. Eu și cu țânla de asta... Cu mai capul dădeau mai tare decât cu piciorul. Chiar că, apropo de faptul că dacă se juca pe... Le-am și spus, când mai ne mai întâlnim și mai stăm la povești, să zic așa, ele sunt zis, dacă ar fi fost ca în ziua de astăzi să conteze și așistul, nu mai aveți nicio șansă voi să ieșiți gol. Eu trec, eu ieșeam. Păi, da. Păi avea fiecare, exact. N-aveai cum. Două, exact. Trei pase de gol, da. Mereu. Da. Plus că golul era foarte greu. N-aveai cum. Trebuia să știi să lovești mingea perfectă, perfect. Să poți să dai gol. Da. De-aia spun că în 200 de meciuri, 41 de goluri, din poziția aia de lipit de tușe. Da. Da, nu așa, poate veneai când era centrare de pe partea dreaptă, veneai la bara, veneai la bara a doua acolo, obligat. Da. Oricum obligat. Nu era ușor. Da. Da. Poate în ziua de astăzi erau mai multe goluri și așa sunt foarte multe. Nu, eu am avut ăștia mai în vârstă. 11 care... metri? Da. Și 11 metri, dar loviturile libere au fost. Dar altceva vreau să spun. Eu, spre exemplu, erau momente când băteam cornerul după partea, dacă era după partea stângă, cu exteriorul. Cum? Cu exteriorul. Păi am crezut că te trimitea ca să dai cu interiorul de acolo. Nu cu exteriorul? Dădeam cu exteriorul. De acolo pe moment ce faci. Nu, da, atâta. Și asta de pe loc. Trebuie să dai 40 de metri. Exteriorul? Deci înainte de Careșma, v-a spus dumneavoastră. Nu era ușor deloc. Să bați un corner cu exteriorul la bara a doua, să zicem. 40 de metri? Da. Nu, astăzi nu mai vezi pe nimeni. No. Cred că astăzi e imposibil să mai bată ceva. No. Poate Budescu se mai ducea spre acolo. Dar cred că spre nici asta. Nu ți se mai permite azi. Să încerci așa ceva. Da, că nu ai, zrup piciorul. Mai bine dai cum trebuie, n-ajunge mingea niciodată unde trebuie. Acolo știi că n-ai nicio treabă, era incredibil. Vezi? Bun, în 84 n-ați prins niciun transfer, cum ziceați, dar imediat după căderea comunismului ați plecat în 1990 în Elveția, la Etoile Carouge. Da. Ați sesizat diferențe, că totuși veneați dintr-o țară comunistă și ați mers în vestul Europei, ați simțit diferențe la alimentație, la pregătire. La vremea respectivă cu fotbalul nu erau așa dezvoltați. Chiar dacă eu, Etoile Carouge era o echipă de Liga a doua, eu am mers acolo, pentru că antrenorul era Radu Nuvadar și echipa era într-o zonă mai... cenușii, așa zic, spre retrogradare și asta, și m-a cerut expres pentru asta, ca să-l ajut să evit retrogradare. Am zis, inițial, când am văzut că echipă de divizia B, zic, nu mă duc, dar m-am gândit, zic, mă, bun, mă duc, semnez pe jumătate de an, că atât am semnat, joc bine și... Asta și fiind vara lui 90. Imediat după revoluție. Ați și dat 14 goluri, 25 de meciuri. Am dat. Da, am dat. Multe cifre goluri. Cifre foarte bune. Da, era campion afară. Slăbuți. Ok, slăbuți, nezlăbuți, dar 14-25. La divizia B, unde m-am dus eu la Etoile Carouge și nu numai și la celelalte, erau doar 3 jucători profesioniști. Am fost eu, era un ungur și un brazilian. Atât. Restul toți lucrau pe la bancă, aveau magazine, asta, deci veneau seara la antrenament după ce terminau serviciul. Și după aceea de ce te-ai întors?
de acolo, dacă goluri marcai, jucai, adică... M-am întors acolo pentru că în vară s-a schimbat antrenorul. Am fost într-o pregătire în Franța, la Evian, și venise antrenor nou, încă nu primisem nicio ofertă și la un joc m-au tras vreo doi, eu am forțat, na, vine un nou antrenor și aveam în cap să rămân în continuare, poate la o echipă mai bună, am forțat și am făcut o ruptură. Am făcut o ruptură, am mers la medici acolo și atunci mi-au spus medicii că o să încep să am probleme de genul ăsta cu rupturi, datorită problemelor care le aveam la coloană, că acolo mi-au făcut remene la vremea respectivă și mi-au spus, m-au atenționat că o să încep să am în ce mai des probleme de genul ăsta. În țară v-ar fi descoperit problema asta? Mai greu. Deci până la urmă a fost o experiență plăcută în Elveția, a fost, total. A fost. Chiar dacă a fost. Nivelul fotbalului, cel puțin de club, la nivelul de club, nu era foarte ridicat. Așa, Naționala avea cât de cât rezultate. Dar la nivelul alimentației, la nivelul profesionalismului, se vedea că încearcă să progreseze echipa sau fotbalul elvețian de club? Da. Începuseră să, când discutând cu Radu Weiler, ca să mă pună cât de cât în temă cu cam ce se întâmplă, cât ce înseamnă viața, că am stat la Geneva. Îmi spunea, da. Bine, a fost și perioadă până seara la antrenament, mă urcam în mașină și mă urceam și mă plimbam. N-aveam ce face. Și da. Și îmi spunea că au început să se reorganizeze, inclusiv cu antrenori trimiși la specializări în țări mai puternice, mai dezvoltate fotbalistic. Și urmarea firească, după aceea au urcat de la an la an, cum se spune, și au ajuns unde au ajuns în ziua de astăzi. Ok, la nivel financiar s-a simțit o diferență în bine, o schimbare în bine, chiar dacă era Liga a doua? Hai să-ți dau un exemplu. Atunci era francul elvețian, era cam un franc 20 la un dolar. Și eu am avut 3.000 de dolari. Imediat după 90, în România nu se câștiga așa, chiar dacă eram eu la divizia B. Acolo, deci a fost bine. Nu ca în ziua de azi, nu ca pe comparație și asta, dar pentru vremea respectivă a fost bine. Bun, și în final mai avem și o altă fotografie după ce am trecut prin cele pe care le-am văzut. Aceasta cu Mircea Lucescu. Între timp am înțeles că sunteți în relații ok? Am fost tot timpul, niciodată nu mi-am permis. Era vorba de Lucescu, nu puteam să-mi permit să țin supărare. Plus că la vremea respectivă respectul față de antrenor era pe primul plan. Pe primul plan nu exista. Cât ai fi fost de supărat, cât ai fi fost de... te considerai că ești nedătățit, respectul era respect, nu exista. Că mai existau scăpări, că na, eram tineri și ne plăcea și nouă viața, era altceva, dar când, dacă se întâmpla o de asta și ne citea antrenorul, cum se spune, ne era rușine și nu mai făceam de... Pandi, au fost și în generația ta cazuri din astea cu jucători care probabil ar fi meritat mai mult atenție din partea naționalei, dar n-au primit din partea selecționerului. Cum ai simțit tu că au fost gestionate atunci? Eu foarte bine. N-am avut nimic de reproșat niciodată. Când am fost chemat, m-am dus. Dar se simțea tensiune la antrenamente, nu, de exemplu? Nu, niciodată. Niciodată. Nimic. Niciodată. Totul a fost ok din punctul meu de vedere. Bun, am ajuns la final, domnilor. Vă mulțumesc pentru prezență. Domnule Orac, vă mai așteptăm în Hall of Fame-ul Superligii, pentru că de asta și sunteți aici alături de noi. Aveți cifre impresionante și trebuie să onorăm legendele fotbalului românesc. Da, e bine așa, mulțumesc. Chiar știi că ți-am spus înainte de a începe emisiunea, că mi-ai zis că ești tânăr și că n-ai apucat să vezi meciurile din perioada noastră și ți-am spus că mă bucur că am venit la emisiunea asta datorită faptului că și tu ești tânăr și în mod sigur ești urmărit de mulți tineri care
nu cunosc neapărat istoria mai veche a fotbalului nostru la nivel de cluburi și cred că este și pentru ei un bun prilej. Dar trebuie să o afle toată lumea, totuși au fost performanțe uriașe și uite unde suntem acum. Să sperăm că va veni, nu știm când, din nou vremea când cluburile de fotbal de la noi din țară se vor putea rupta de la egal la egal cu cele din Occident. Așa să fie. Bun, prieteni, am ajuns la finalul ediției. Rămâneți pe canalele noastre. Pe curând! Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!